Hăț, Jonelius, hăț, iertată să-mi fie frezuța, dar nu mai halez blondul ăsta, pui, nu mai am nici chef să mă să-mi pun gri în el. Știu că știți toți că trebuie să-mi pun gri, că nu-i frumos blondul ăsta, pui, dar eu nu mi-am dorit să fiu blond, a fost doar un challenge, fraților. Vreau să scap mai repede de blondul ăsta, am o idee, hăț. Mă tot sună și Alin de la Vagabond și domnișoara care m-a vopsit, domne, vino să spunem gri, că nu știu, bă, Jonule, ce gri, că vreau să-mi pui niște zeamă de foarfe, că cred, dacă stau să mă gândesc mai bine. Că așa cum ai zis un șaormar de la socului, a fost genial. Luați-o și gândiți-vă la asta, o să vă dau și hintul că e grea. Staci, mă, îți stă repede. Te-ai prins? De la stă bine, sanchi și îți crește repede după ce-l tunzi. Adică stă repede, taie-l că-i jale. Da, Jonule, mergem mai întâi la Nexus Gaming, pentru că ne-au sunat, au o surpriză pentru noi. Nu știu ce gadget micuț, v-am spus eu în vlogurile de mai de mult că trebuie să ne întâlnim. Produsul este făcut de Intel. Nexus Gaming ne cheamă acolo să-l testăm fix la ei în situație. Mergem către Nexus, vă reamintim cu drag că biletele la Hatz Show au fost puse în vânzare. Deja o bună parte din ele au fost vândute, vă mulțumim și vă pupăm. Nu ne așteptam să se miște atât de repede situația. Este teoretic primul concert pe bilete Dorian Popa, până acum au fost numai la band. Așa că ne dorim toată susținerea voastră, vă mulțumim. Multă lume mi-a scris: "John, îmi iau biletul, vin să te văd." Am întâlnit glumițe de la domnișoare de genul: "Johnule, da biletul super VIP Hatz, primește și o noapte cu tine." Johnule, acum asta nu știu ce să zic totuși, eu zic că e cam ieftin pentru o noapte cu mine. Așa ieftin să fiu eu? Încă nu primește biletul super VIP Hatz o noapte cu mine, însă sunt o grămadă de lucruri pe care le avem în cap pentru ziua aceea împreună cu mine, pentru că până la urmă despre asta este vorba la biletul Super VIP Hatz. Veți avea parte de o zi cu mine, dar o zi cu mine de aia plină, fraților, nu vrăjeală. Biletele sunt puse în vânzare, categoria VIP normală, pentru că m-au întrebat unii dintre voi, are un meet and greet, adică ne întâlnim, facem pozica, pupicul aferent pe obrăjor, hăț-hăț, și după aceea mergem la concert. Mare atenție, fiecare bilet, indiferent de categoria în care se află, participă la tombola pentru urcatul pe scenă la challenge-uri. Adică și biletul cel mai jos ca preț pe care îl ai, dacă are numărul 528, biletul cu numărul 528 intră în urnă, atenție, dacă și numai dacă voi vreți să participați la challenge-uri, băgați bilețelul în tombolă și pe lângă faptul că din acea tombolă puteți fi extrași să urcați pe scenă cu mine atunci în show să facem challenge-urile, primiți și o grămadă de cadouri tot prin tragerea la sorți. Așa că, fraților, vă așteptăm la Hatz Show. Hai să începem încă o zi din Hâțmăs vlogul ăsta. Am logoree astăzi, e una dintre zilele alea în care chiar vorbesc bine, adică de multe ori vorbesc prost. Nu știu de ce, nu mă regăsesc. Probabil unde am fost la antrenament. Ne pare rău că am sărit vreo 2-3 daily-uri din Hâțmăsul ăsta de 1-31 decembrie, dar bănesc că sunteți alături de noi și pe Instagram. Eu sunt Dorian, puteți dați un follow acolo și vedeți că suntem extrem de implicați în proiecte pe care le facem tot pentru voi, adică nu e ca și cum tragem ciulul, cum s-ar spune. Revenind de la Nexus cu update, Hatz, Johnule. O, Geagea, ce firmuță frumoasă, ne-au păstrat și un loc, mă, aici, fii atentă, Hâțul. Ia de aici că n-ai servici. Cine te mai așteaptă, mă, ce frumos, mă, așa, da, mă, tată. Hai, păi, tată. Da, băi, am ajuns. Cred că trebuie să-mi conectez ochelarii la ceva, băi, ești nebun, unde am intrat aici, uite cum arată, ce frumos e, ia vezi corion. Ce faci, mă, tată? Băi, nebun, bă, ăsta, ultima oară când l-am văzut, era așa atent, măi, uite-l că e blonde. Am o explicație pentru asta. Ia zi, frate, ce este? Asta e un PC, te rog pe tine să-l desfaci. Și ce face el de fapt și de drept? Practic este un fel de PC portabil. Băi, ești nebun, ăsta e? Da. Ia vezi, Johnule, că asta e satisfacția mea cea mai mare. Uite-te, ia uite piano black aici. Au! Bă, da, sănătos, adică... Clar că are lucruri în el. Bă, Jonule, i-am conectat HDMI, i-am conectat curent, da? Teoretic, ce e cel mai simplu este că puteți să-l băgați la televizor direct, Jonule, nu la monitor. Și vine cu Windows 10 și în același timp și licențiat, bănești, da, nu? Da. Wow! Fiți atenți, facem giveaway, intrați pe Instagram, eu sunt Dorian. Dacă mâine dimineață postăm vlog, înseamnă că în această zi în care voi vă uitați la vlog, o să găsiți pe Instagram un giveaway cu un astfel de calculator, Hatz, Jonule, da? Și acolo o să aflați și detalii și prețuri și tot ce câștigați. Hatz, Johnule, www.calculatormic.ro se montează chiar acum pe acest super televizor care tocmai cine a dat o idee de setup pentru când o să fie casa gata, Johnule. Mi se pare foarte cool ca pe un televizor să-ți poți pune în spate ce fundal vrei tu și să filmezi. Cât, ce cromă, ce momă. Direct scurt pe doi. Pe acest flyer tun scurt, dacă îl votați pe calculatormic.ro, intrați în cursa pentru acest calculator, ba nu ăsta, altul mai deștept, că ăsta are 5, ăla are 7. Mulți gigahertz. Nu uitați, intrați pe www.calculatormic.ro. Eu uite, bă, că pot să și subliniez. Hăți, Johnule, și votați una bucată, tâmpit, tun scurt. Și intrați în cursa pentru acest calculator. Nu uitați că mai târziu o să găsiți și un Insta Story de îndată ce mă trezesc, dacă nu m-am trezit deja. Hăți, Johnule, hai să plecăm. Ce faci, Cristina Almășan? Bine, uite, umblă prin oraș, o parte Mă duc să mănânc ceva la OMV-ul de pe Călărașilor, după care mai departe să filmez prin zona Vitan Hâț Dristor. Unde vrei să vii? La OMV pe Călărașilor ajung în 20 de minute, sunt undeva pe 11 iunie. Vii acolo? Bine, hai că vin acolo, da. Bine, te pup. Ce crezi, Johnule? Cum sunt eu nebun și mă bag în toate nebuniile, m-a sunat Cristina Almășan să-mi spună că face Secret Santa. Și trebuie să vin, să vină, săraca, nu să vin, dar a fost drăguță că ea a zis. Trebuie să vină, să extrag un bilet să vedem cui trebuie să iau cadou. Funny, sincer, situația, nu? Și după aceea trebuie să iau și cadou. Chiar sunt curios ce vlogger îmi pică. E un Secret Santa între vloggeri. Și am zis, de ce nu, mă? Dacă fata se chinuie să facă ea tot vlogul ăsta, că e stres. Nu vreau să mă gândesc cum e să te întâlnești cu 5, 10, 15 vloggeri cât ți-o fi adunat ea în Secret Santa ăsta, să iei bile de la fiecare, după aia adună cadouri, strânge-i pe toți. Așteptăm să vedem cine e și să vedem și ce-i cumpărăm. O să vă ținem la curent aici pe daily vlogul nostru, evident tizuindu-vă masiv, nearătându-vă nimic, pentru că va trebui să vedeți pe vlogul ei, Hatz Johnule. Am rămas în friz, am rămas nemișcat. Ai șters camera, ai făcut tot? Gata? Scuze, John. Am cumpărat. Oh, ce faci, mă, Almășan? Bun, mă, așa repede, bă. Îngrijorător de repede. Am cumpărat crespetoi de la OMV, niște trituri, pentru că mi-am promis că până de Revelion mănânc ce vreau eu. Cheatier se numește ăsta, Pringles Hâț și niște fistic. De asta chiar n-am voie să mănânc, mi-a ieșit la analize, sanchi, sodiu, sanchi, nu știu ce. Și două șnițele cu cartofiori prăjiți, brânzică rasă de deasupra, sărățică cu brânzică rasă și ea la rândul. Așteptăm să vină mâncare. Văd că a venit și Almășan, că ia, mă, ce ăsta, mă, gorila, nu? Zile trecute m-am lovit de un eveniment în care mi-am amintit exact cum se punea steluța aia pe fața lui Tom și Jerry. Știi? În Tom și Jerry, când se punea și nu mai putea să scoată. Acum extragem situația. O să vă arătăm extragerea și la noi, numai că nu o să menționăm pe cine am extras, ca să vedeți cât de teasing-ul ăla mare facem. Și uitați-vă pe vlogul Cristinei Almășan atunci când va posta ea. Dați-i și un subscribe, auzi, pe 24 în ajun. De Crăciun, fii mai bun, fii adevărat. Și tu, și tu, și tu, și tu. Așa, da? Dar așa că vreau să învârt situația, să amestec bine, să-mi exercit norocul. Hatz, Johnule. La noi nu arătăm. Nu uitați, pe 24 decembrie, pe vlogul Cristinei Almășan, unde trebuie să dați un subscribe dacă vreți să vedeți acest bilețel. Să vă uitați. Iar eu am Nu cred! Revenim, Hatz! De ce aș mai spune ceva? Când aburii șnițelești vorbesc de la sine, băluțe sărinde în stânga, în dreapta, gerunziul lovește pe neașteptatele, la preșu. Îmi trebuia un aspirator din ala de dentist, știi, în timp ce vorbeam acolo. Să tragă palele. Da, Johnule, una bucată șnițălescu, una bucată cartofiorescu, una bucată sălățică în care punem sălățuri, în care punem, ia fi atent, acum recrescut pe doi. Vlogul de astăzi doar ce a devenit mai interesant, pentru că trebuie să luăm cadou pentru Temir. Ce spun acum aici, nebun, eu te cum vindeam gogoașa, săraca Cristina Almășan. Trebuie să luăm un cadou pentru o persoană secretă pe care voi de pe vlogul meu încă nu știți, dar foarte tare ideea. Poftă bună mie, poftă bună Cori, Hățulică, am ajuns în Vitan Mall lângă casă, că ne e frică deja de aglomerația asta, Johnule. Dacă te-a prins aglomerația de 5 undeva departe de casă, ai pus-o 2 ore, stai degeaba. Și am venit până mult să luăm cadoul de Secret Santa, pe care ne-am dat seama că putem să vi-l arătăm, Johnule, pentru că teoretic nimeni nu știe către cine se va duce acest cadou. De fapt, eu știu către cine se duce, dar cel către care se duce nu știe. Și dacă văd cei înscriși în concurs, o să intuiască că e pentru unul dintre ei, dar n-au cum să gândească care e, deci merge. Vă arătăm cadou, mergem să-l cumpărăm, nu v-am spus pentru cine îl cumpărăm. Încercăm să luăm un cadou frumos, nu vrem să o ardem stilul ăla cu fani amuzant. Nu, tată, scump și frumos. Eu zic așa trebuie să fie cadou. Și revenim după ce l-am cumpărat, Hatz. Avem tripleta de aur cu care nu avem cum să... Ce tripletă, că s-a transformat în quadrupletă, ești nebun? Deci așa, Buzz, Adidas, Colectiv, Nike. Dacă din astea 4 magazine nu găsești un cadou, înseamnă că vrei să-l faci, ești nebun. Hai să vedem unde intrăm. Hai la Buzz prima oră, Hatz. După o tură în quadrupleta de aur, Johnule, am conchis că vom merge la Adidas. Am găsit un bluzon, cred eu, frumos și potrivit stilului ei, pentru că vezi tu, nu e ușor să iei un cadou cuiva care are un stil foarte bine definit, pentru că dacă nu e nu face parte din stilul persoanei, Hatz, Johnule, nu poartă. Asta este, estimată posesoare, dacă nu-ți place, te vom anunța atunci când vei primi cadoul că poți să ne contactezi pentru bon. Haide să vă arătăm cadou. Hatz, Johnule, și este și din colecția nouă. Și ce crezi? E și pufos din ăla mișto. Ia uite-l. Ăsta și un șemineu. Hatz, Johnule, hai să luăm. Hatz, Johnule, în drumul nostru spre ambalarea acestui superb cadou de Secret Santa, am găsit exact ce ne trebuia, pentru că așa Dumnezeu, când muncește, îți scoate în cale ceea ce-ți dorești. ia uzi curima. Coboram că pe scara rulantă, nici nu ne strofocam foarte tare, când odată Cori zice: ia uite acolo, Dita, ai standul, ce credeți? Pentru că vrem să facem un taste test al vlogurilor. Nu mai scuip camera că iarăși s-ar cringe-ul aia pe mine, ești nebun. Pentru că vrem să facem un taste test al dulciurilor de Crăciun. Teoretic taste test Macbang, ciocănitor, Xmas, motherfucker how. Cum a sunat Freshu atunci, Mario Freshu, și zice: bă, ce dracu seamănă Macbang, ciocănitor, cum se mai numea ăla, mă? Hățmas. A zis, nu înțeleg niciunul din astea trei cuvinte. Stați să vedeți ce titlu punem la taste testul ăsta. O să cumpărăm de aici, nu 10. Câte sortimente putem de dulciuri de Crăciun o să cumpărăm de aici și le încercăm pe toate într-un vlog pe care îl filmăm tot astăzi, pentru că v-am promis, Johnule, că până pe 31 decembrie 2018 o să avem în continuu vloguri, ceea ce înseamnă că trebuie să filmăm. Bă, ce frumos a ieșit cadoul nostru. Ia uite-l, mă, Cori, mă, mânca la arpata, mă, peți, Johnule. Bă, sper să facem parte din top 5 Secret Santa de la Cristina Almășan de acolo. Eu zic că suntem competitivi cu cadoul nostru. Abia așteptăm să vină 24, să ne întâlnim joi seara la cafenea la Cuza, la noaptea târziu Hăț, să vedem cine ce cadouri are. Revenim în mașină, Hăț. Am o problemă, într-adevăr. Nu pot să cumpăr cadouri pentru cineva fără să cumpăr și mie un cadou. Știu, egocentrism, narcisism dus la cote extreme. Asta e. Eu muncesc banii, nu are cineva, așa că... Ia uitați-vă ce cuțitaj mi-am găsit! Pentru că ultimul cuțitaj mi-a fost sustras la o spălătorie auto. Wow! Bă, știi de câte ori am avut nevoie? Da, doamna, am cumpărat acest cuțit pe care l-am și folosit deja. Te proptești dintr-o cumpărătură într-alta, Johnule, că ajungi la morți și îți dai seama că n-ai de aia, că n-ai de aia, că n-ai de aia. Doamne! Mi-am dat seama că am scăpat telefonul fix în casa acum câteva zile. Folia s-a făcut zob. Eu nu suport folia spartă pe telefoane, aviz amatorilor. O scot instant și din momentul în care o scot începe un tremens de ăsta suprem, știi? Fiecare mișcare e like, dacă scap telefonul și când cade, nu vreți să știți ce în sufletul meu, sare pulsul, 380 deodată. Oh, good. Acum punem foliuța de sticlă, mergem să filmăm taste testul cu dulciuri xmasiene, după care șlafăn. După aceea la capat o sesc cu Hăț, dau o glumiță de seară și tot așa, Hăț. Hăț, Johnule, Hăț, încă o zi productivă, am filmat, am alergat, am stat și în aglomerație, am mâncat și un kil de dulciuri iarăși, de simt ca minima iepure. Dar toate astea se întâmplă pentru că voi vă distrați cu noi aici pe vlog și vă place și dacă zicem că prinde nebunia, de ce să nu vă împărțim? Și dacă nebunia ține, de ce să nu împărțim cu voi, Johnule? Nu uitați că am pus în vânzare biletele de la Hatz Show, v-am reamintit și la începutul vlogului. Nu uitați că sunt într-un număr limitat și că trebuie să vă grăbiți să le cumpărați. Găsiți pe Instagramul meu toate detaliile. Nu uitați să dați un subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți cloțopelul, pentru că în fiecare dimineață postăm câte o năstrușnicie. Nu uitați să dați un follow pe Instagram, eu sunt Dorian Cori LV. De asemenea, primiți un follow pe Spotify, Dorian Popa, și vă mulțumim pentru recenzia din 2018. Dați și un like pe Facebook dacă îl mai folosiți, deși noi vă recomandăm să veniți pe Instagram. O zi superbă vă dorim, Hatz John. De bluzele și ochii tăi sunt vinovat, vinovat. În mintea mea eu te-am creat, dezbrăcat și apoi te-am desenat. De bluzele și ochii tăi sunt vinovat.